top 50 mai puține animale cunoscute în lumea asta. Să începem. Pe locul 1 îl avem pe Aie Aie. Aie Aie este un lemur nocturn cu un deget alungit folosit pentru a captura insecte sub scoarța copacilor. Locație: Madagascar. 2. Axolotl, o specie de salamandră care păstrează caracteristicile larvare, inclusiv branhiile, pe tot parcursul vieții. Locație: Mexic. 3. Narval. Cunoscut ca și unicornul mării, narvalul are un dinte lung în spirală, asemănător unei coarne. Locație: Oceanul Arctic. 4. Tarsierul. Mamifer mic, nocturn, cu ochi mari și primate. Locație: Insulele Filipine, Borneo, Sumatra. 5. Gavialul. Este un crocodil cu bot subțire, specific pentru râurile asiatice, cu un aspect distinctiv. Locație: India, Nepal și Bangladesh. 6. Oarfish. Este un pește lung, serpentin, adesea numit peștele regal, care trăiește în adâncurile oceanului. Locație: Oceanele Lumii. 7. Delfinul Risso. Delfin cu pielea acoperită de cicatrici și pete albe caracteristică. Locație: Oceanele Lumii. 8. Hagfish. Este pește primitiv, fără mandibulă, cu un sistem de apărare unic, secreția de mucus. Locație: Oceanele Lumii. 9. Apariția. Nu știu de ce se numește așa. Dar este pește înfiorător cu o lanternă bioluminoscentă atașată capului, utilizată pentru a atrage prada în întunericul oceanic. Locație: adâncimile oceanului. 10. Nudibranh. Melc marin, fără cochilie, cu culori vibrante și forme variate. Locație: Oceanele Lumii. 11. Coati. Este mamifer asemănător cu ratornul, cu un nas lung și curbat. Locație: America Centrală și de Sud. 12. Posa. Este carnivor endemic din Madagascar, similar cu o pisică sălbatică. Locație: Madagascar. 13. Saola. Este o antilopă rară, cunoscută și sub numele de unicornul asiatic. Locație: Vietnam și Laos. 14. Quokka. Marsupial nocturn, cu o expresie facială adorabilă, cunoscut pentru zâmbetul său. Locație: Australia, mai exact, insula Rottnest. 15. Okapi. Ruda a girafei, cu picioare lungi și limbă albastru-negricios. Locație: pădurea tropicală din Congo. 16. Sun Bear. Cel mai mic urs, cu pieptene de păr pe piept. Locație: Asia de Sud și Sud-Est. 17. Fulmar Nord. Este pasăre marină cu un zbor agil și adaptabil la condițiile reci. Locație: regiunile polare. 18. Grenuc. Este o antilopă cu gât lung, adaptată pentru a mânca frunzele din copaci. Locație: Africa de Est. Lobfish. Este pește cu aspect ciudat, adaptat la presiunile mari de la adâncime. Locație: adâncimile apelor din apropierea Australiei și Noua Zeelandă. 20. Axolotl negru. Este variantă de axolotl cu piele de culoare neagră. Locație: Mexic. 21. Quatvin. Este o pasăre cu un aspect preistoric, cunoscută și sub numele de pasărea maimuță. Locație: pădurile tropicale din America de Sud. 22. Aardvark. Este un mamifer nocturn cu un nas lung și urechi mari, specializat în căutarea de termite. Locație: Africa de Sud. 23. Numbat. Este un marsupial mieros cu un aspect asemănător cu cel al veverițelor. Locație: Australia de Vest. 24. Dole. Câine sălbatic asiatic, cunoscut și sub numele de câinele cu pete roșii. Locație: Asia. 25. Left-tail gecko. Este gecko cu coadă plată și aspect asemănător cu o frunză uscată. Locație: Madagascar și insulele în apropiere. 26. Solendon. Este un mamifer mic insectivor, considerat unul dintre cele mai vechi mamifere terestre. Locație: insulele Hispaniola și Cuba. 27. Binturong. Este un carnivor cunoscut și sub numele de ursul cu coadă. Locație: Asia de Sud și
sud-est. 28. Yeti crab. Este crab cu păr lung alb, descoperit recent în regiunile adânci ale oceanului. Locație: adâncimile Oceanului Antarctic. 29. Pink Fairy Armadillo. Este armadillo mic, roz și cu aspect de creatură desprinsă din povești. Locație: Argentina. 30. Sphinx Moth Caterpillar. Este larva unei moli, adesea confundată cu un șarpe mic datorită aspectului său. Locație: America de Nord și de Sud. 31. Marcor. Este o capră sălbatică cu coarne spirale și o blană distinctivă. Locație: Afganistan, Pakistan și India. 32. Mantis Shrimp. Cred că de asta ați mai auzit, cred. Crustaceu cu aparență exotică, cunoscut pentru loviturile sale puternice. Locație: Oceanele Lumii. 33. Red Panda. Și de asta cred că ați auzit. Este mamifer, asemănător cu un ursuleț de pluș cu un colorit roșu. Locație: Munții Himalaya și China. 34. Goblin Shark. Este un rechin cu aspect ciudat și un bot extensibil. Locație: adâncimile Oceanului Atlantic și Pacific. 35. Glass Frog. Este o broască cu abdomen transparent, permițând vizualizarea organelor interne. Locație: pădurile tropicale din America Centrală și de Sud. 36. Seriema. Este pasăre terestră mare, asemănătoare cu struța camila. Locație: America de Sud. 37. Sunda colugo. Este mamifer plantezator, cunoscut și sub numele de liliacul zburător. Locație: Malaezia, Indonezia și Filipine. 38. Tufted deer. Este cerb cu colți și un aspect distinctiv al blănii în zona gâtului. Locație: Asia de Est. 39. Mata Mata Turtle. Este o broască testoasă cu un aspect neobișnuit, cu un gât lung și aplatizat. Locație: America de Sud. 40. Star Nose Mole. Este căpușoară cu un nas în formă de stea, folosit pentru a detecta hrana sub pământ. Locație: America de Nord. Mi se pare ciudat animalul ăsta. 41. Siamang. Este maimuță mare, cunoscută pentru sunetele vocale puternice și sacul vocal proeminent. Locație: insulele Sumatra și Java. 42. Casuari. Este o pasăre non-zburătoare cu aspect distinctiv și un cioc puternic. Locație: Australia, Papua Noua Guinee și Indonezia. 43. Dick Dick. Este antilopă mică cu ochi mari și coarne mici. Locație: Africa de Est și de Sud. 44. Blue Ring Octopus. Este octopus veninos cu inelele albastre strălucitoare când se simte amenințat. Locație: Oceanul Pacific și Indian. 45. Saddleback Caterpillar. Este larvă cu aspect ciudat, acoperită de proeminențe colorate și țevi veninoși. Locație: America de Nord. 46. Tardigrade. Este mic animal rezistent, supranumit și ursul de apă, capabil să supraviețuiască în condiții extreme. Locație: mediul acvatic și terestru, peste tot în lume. 47. Pangolin. Este mamifer acoperit cu solzi mari, singurul mamifer complet acoperit cu solzi. Locație: Africa și Asia. 48. Surinman. Toad. Este o broască cu aspect aplatizat, cu piele care se regenerează sub forma unor buzunare pentru ouă. Locație: America de Sud. 49. Barley Fish. Pește cu cap transparent și ochi care pot privi în sus prin craniul său transparent. Locație: adâncimile Oceanului Pacific. 50. Tarsierul Spector. Este o altă specie de tarsier cu ochi mari și adaptată la vânătoarea nocturnă. Locație: insulele Sulawesi,
Borneo și Sumatra. Aceste animale oferă doar o mică privire în diversitatea fascinantă a vieții sălbatice. Există multe alte aflate în diverse colțuri ale lumii, fiecare cu propriile caracteristici și adaptări unice.